Vă mulțumim că ați dat curs invitație la această declarație de presă. Vă anunțăm pe această cale că tocmai am depus candidatura pentru un nou mandat la funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, alături de colegii candidați pentru Consiliul Local. Înainte de a vă spune eu câteva cuvinte, am să-l rog pe domnul senator Eugen Țapu Nazare să vă adreseze un mesaj. Vă rog, domnul senator. Mulțumesc, domnule primar, actual și viitor al municipiului Piatra Neamț. Bine ați venit la acest briefing de presă. O să vă spun doar că am convingerea 100% că Andrei Carabelea, începând cu 9 iunie, va continua în funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. De asemenea, Partidul Național Liberal va câștiga municipiul Piatra Neamț și George Lazăr va câștiga votul pietrenilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Nu este nimic întâmplător. În ultimii 3 ani și jumătate am făcut din echipa Partidului Național Liberal o echipă mai unită ca niciodată, mai bine organizată ca niciodată și mai disciplinată ca niciodată, iar acestea 3 sunt ingredientele succesului în alegeri. Și vom avea succes. Împreună cu Andrei Carabelea, George Lazăr, din poziția de președinte al Consiliului Județean Neamț, vor dezvolta niște proiecte primordiale, niște proiecte prioritare pentru municipiul Piatra Neamț și aici mă refer la un spital nou, un spital județean nou, în parteneriat cu primăria Piatra Neamț și modernizarea spitalului vechi. Mă refer la drumul expres Piatra Neamț-Bacău, care este esențial pentru dezvoltarea economică a municipiului Piatra Neamț și centura ocolitoare a municipiului Piatra Neamț și de asemenea gândim un drum expres Piatra Neamț-Târgu Neamț care să lege Piatra Neamțul de autostrada A8, pentru că drumul expres Piatra Neamț-Bacău leagă de A7 și de A13 și e nevoie și de legătura, conexiunea, interconectarea cu A8. Acestea 3 proiecte fiind proiectele cele mai mari și cele mai importante pentru dezvoltarea municipiului Piatra Neamț. Cei 2 candidați sunt tineri, sunt dinamici, au vocația construcției și a dezvoltării, astfel încât îi rog pe toți cetățenii municipiului Piatra Neamț să aibă mare încredere, pentru că Piatra Neamț va redeveni perla Moldovei și mai mult decât atât sub conducerea la Consiliul Județean al lui George Lazăr, la primăria Piatra Neamț al lui Andrei Carabelea. Vă mulțumesc! Îi voi da acum microfonul domnului președinte al Partidului Național Liberal Piatra Neamț, George Lazăr, și viitorul președinte al Consiliului Județean Neamț. Mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu și mulțumesc că ați dat curs invitației noastre la briefingul de presă de astăzi. Felicitări Andrei Carabelea pentru mandatul 2020-2024, succes Andrei Carabelea în mandatul 2024-2028, succes întregii echipe a Consiliului Local Piatra Neamț și a echipei Partidului Național Liberal. Ce pot să spun, așa cum spuneam și luni când am depus candidatura la Biroul Electoral Județean pentru Consiliul Județean Neamț, candidăm la Piatra Neamț într-un parteneriat solid, într-un parteneriat Andrei Carabelea, George Lazăr, primăria municipiului Piatra Neamț, Consiliul Județean Neamț, într-un parteneriat pentru nemțeni, pentru pietreni și pentru oameni. Un parteneriat care va însemna dezvoltare, un parteneriat care va însemna proiecte. Și aici discutăm despre cele 2 mari proiecte pe care le-am discutat în repetate rânduri cu Andrei Carabelea și cu colegii, vorbim de Spitalul Județean Nou și despre drumul expres Piatra Neamț-Bacău și, sigur, varianta ocolitare a municipiului Piatra Neamț. Vorbim doar despre dezvoltare, vorbim despre investiții, așa cum ne-am obișnuit și cum ne-a obișnuit administrația Andrei Carabelea la Piatra să vorbească despre investiții. Sunt 100% convins că, așa cum Andrei în 2020 a preluat un mandat cu încercări, n-aș spune un mandat greu, dar un mandat plin de încercări, un mandat cu proiecte cu care Piatra Neamțu ca administrație nu s-a ocupat vreodată. Un proiect gigant care înseamnă proiectul de mobilitate urbană și celelalte multe proiecte pe fonduri europene pe care administrația lui Andrei le-a dezvoltat și sunt în curs de implementare în Piatra Neamț. Nu e ușor într-un mandat de 4 ani să faci din Piatra Neamț un șantier întreg, nu e ușor să gestionezi zeci de proiecte cu finanțări guvernamentale și finanțări europene în Piatra Neamț
Și sigur că apar și nemulțumiri, pot apărea și nemulțumiri, care parte dintre ele, sigur, le cunoaștem și noi, sunt de bun simț, sunt logice și pertinente, dar ni le-am asumat și pe acestea, cu scuzele de rigoare față de deranjul creat în Piatra Neamț, dar nu poți să faci dezvoltare fără să ai șantier întâi. Sunt convins că proiectele pe care Andrei le are în implementare vor fi finalizate în cel mai scurt termen, cu toate piedicile, cu toate obstrucțiile, cu toate șicanele pe care unii sau alții, voit sau din greșeală, ni le-au pus în cale, dar cu toate astea proiectele se vor finaliza, vor fi implementate și Piatra Neamț va deveni un oraș turistic adevărat, va deveni un oraș modern și un oraș în care cetățenii să se bucure de un trai bun, de un trai decent și de un nivel ridicat al standardului de viață. Sunt convins că mandatul 2024-2027 al lui Andrei Carabelea va fi un mandat foarte bun, un mandat în care investițiile și proiectele vor continua pentru municipiul Piatra Neamț. Andrei, îți doresc succes împreună cu frumoasa echipă pe care o ai în spate, îți doresc succes în tot ceea ce ți-ai propus și Doamne ajută cu gândul bun înainte și la victorie. Felicitări, Andrei! Acum 3 ani și jumătate am pornit în această misiune conștient că nu va fi ușor. Și lucrul acesta s-a adeverit, pentru că nevoia de investiții la nivelul municipiului Piatra Neamț era foarte mare. Veneam după aproape un deceniu în care peste orașul nostru s-a așternut praful și nu au fost făcute alte lucrări decât de spoială, de peticeală, lucrări asupra cărora se revenea an de an. Am luat o decizie importantă alături de colegii pe care am avut alături, și anume să facem investiții pe termen lung. Și aceasta este șansa unică pe care orașul nostru o avea atunci și o are și astăzi. Investiții durabile, făcute cu bani europeni. Aceasta este calea pe care am pornit și aceasta este calea pe care trebuie să continuăm. Am pornit în anul 2020 într-o bătălie grea, într-o competiție foarte strânsă, cu contracandidați redutabil. Astăzi lucrurile nu sunt cu mult diferite față de atunci. Diferența o face faptul că, dacă vă uitați bine la contracandidații mei, veți vedea că astăzi mă bat tocmai cu cei care au distrus orașul. Și le cer pietrenilor să fie vigilenți, le cer pietrenilor să fie atenți și să dea șansa orașului Piatra Neamț, municipiului și județului Neamț să aibă o echipă care să vină cu o strategie coerentă, articulată și să lucreze umăr lângă umăr pentru dezvoltarea orașului și pentru dezvoltarea județului. Ne-am punctat care sunt cele mai importante probleme și, bineînțeles, care vor fi prioritățile mandatului viitor. Modernizarea serviciilor de sănătate, Spitalul Județean, este proiectul de extremă urgență de care orașul și județul are nevoie. Și astăzi nici primăria și nici Consiliul Județean, ca entități individuale, izolate, nu pot să rezolve această problemă, doar împreună. Problema apei. Știți prea bine problemele cu care se confruntă întreg județul și, bineînțeles, și municipiul Piatra Neamț. În acest mandat am avut investiții consistente. Am construit creșe de la zero și una este în imediata noastră vecinătate, în spatele sălii polivalente. 2 creșe noi, școli modernizate, grădini publice, spații verzi, infrastructură rutieră, infrastructură de utilități, poduri și punți pietonale. Am pornit reclădirea orașului din temelii. Orașul a intrat într-un program complex de reparații capitale, un program de investiții care necesită continuitate. Pentru că știți prea bine, nu există un primar de succes la un singur mandat care să finalizeze toate proiectele și să pună la punct toate nevoile orașului. Este nevoie de timp, este nevoie de răbdare și este nevoie de eficiență. Și acesta este angajamentul pe care mi-l iau astăzi în fața dumneavoastră, că în mandatul viitor vom fi mai eficienți. Dar avem nevoie de această echipă echilibrată care să lucreze împreună și nu separat. Și pentru că vorbim despre echipă, dați-mi voie să vă prezint și
pe colegii pe care îi am alături. Încep prin a-l menționa pe lista de consilieri de candidați pentru Consiliul Local pe domnul Oniciuc Grigoruț, care este directorul celui mai prestigios liceu din Piatra Neamț, Colegiul Național Petru Rareș. Un bun coleg și prieten, Liviu Harguz, un contracandidat redutabil în campania din 2020, un om cu care am făcut echipă încă din prima zi de mandat. Și îi mulțumesc pentru asta. Teodorescu Constantin, economist și director comercial la una dintre cele mai importante societăți din județul Neamț. Baciu Valentina, fost judecător. Enache Nicolae Ciprian, director comercial, inginer silvic, un alt contracandidat redutabil din campania din 2020, a decis să mi se alăture. Și îi mulțumesc și lui pentru asta. Asandei Constantin Alexandru, auditor financiar. Murguleț Rodica, fost profesor. Trofin Mihai Florentin, antreprenor și specialist în artă vizuală. Jucan Adrian Gabriel, antreprenor. Ene Aurora, economist. Popa Ștefan, pensionar. Minuț Eduard Robert, manager de transport, antreprenor. Adriana lui Gheorghe, profesor. Chimina Daniel, medic stomatolog. Jurescu Victor, actor. Apostol Mihaela Carmen, economist. Nereșteanu Mihaela, medic primar de medicină generală. Avădănei Lidia, inginer chimist. Ciurea Silviu Ștefan, administrator. Crețu Laurențiu Iuliu, inginer mentenanță. Curpănaru Gabriela Livia, profesor metodist. Crețu Nicolae Claudiu, economist. Spanache Alin Florentin, inginer constructor. Muraru Jana, operator chimist. Diaconu Iulian, sociolog. Dominte Lucian Gabriel, inginer. Berbece Tiberius, jurist. Și în ultimul rând, Potorea Sorin Spiridon, economist și actualul city manager al orașului. Eu vă mulțumesc pentru participarea la acest briefing de presă. Închei printr-un mesaj de un îndemn către pietreni, încă o dată să fie vigilenți. Este vorba despre viitorul orașului, este vorba despre continuitatea proiectelor, este vorba despre credibilitate și despre curajul de a face. Vă mulțumesc, vă stăm la dispoziție pentru eventuale întrebări. Mulțumim frumos! Mulțumim! Mulțumim, dragii pietreni! Succes să avem cu toții! Bravo, Andrei! Domnul europarlamentar! Mulțumim! Stai, salutăm 2 minute, e colegi din presă.